Poți să regreți asta! Am nevoie de o față nouă! Ce fel de vrăjitorie e asta? Bună, frumoasă! Camera asta e bântuită? Vechea mea Barbie! Deci tu încercai să mă inspiri! Știu ce să fac! Să începem! Asta e partea care îmi place cel mai puțin! Mereu simt că îmi scot ochii sau ceva de genul! O să mă demachiez mai întâi! S-ar putea să dureze o vreme! Trebuie să creez o pânză albă pentru make-up artistul din mine! Primul pas e terminat! Treaba asta mă cam înspăimântă! Sunt obișnuită cu chestiile înspăimântătoare, nu mai am nevoie de asta! Pancul e mort! Treci peste! Trebuie să fac ceva cu rujul meu de vrăjitoare! Poftim? Nu merge! Ești rezistent, dar eu sunt mai inteligentă! Știu ce să fac! Tata nu s-ar supăra! 1, 2, 3, gata! Papa, rubicea gotică! O să găsesc un nou ruj care să mă reprezinte! Ce urmează? Să începem cu fardul ăsta de ochi! Vechea și draga mea paletă în culorile curcubeului! Îmi amintește de filmul Fete Rele! Miercurea, rozul e la putere! Ce citat ironic și ce film, nu-i așa? Culorile stridente ale anilor 80 au revenit, dragă! Nu voiam să obțin un look de Joker! Picături de ochi? De ce nu m-am gândit la asta mai devreme? Îmi vor fi de folos! Stai să șterg dezastrul ăsta mai întâi! Ești al meu acum! Trebuie să amestec câteva picături din chestia asta cu fardul meu de ochi! E pensula ideală pentru treaba asta! Grație acestui truc pot să-mi aplic fardul de ochi cu mai multă precizie! Pentru că acum e aproape ca un fard de ochi cremos! Wow! Chiar e mult mai ok! Ce să fac în continuare, stăpâna mea? Arată-mi! Oh, nu! Să oprească cineva timpul în loc, vă rog! Nu! Sunt traumatizată! Stai puțin! Rezistă paleta mea! Știu cum să te salvez! Vino aici! A trebuit să scap de exces mai întâi, logic! Să luăm ce a mai rămas acolo cu lingura asta! Și să punem conținutul în celulele popitului! Apoi apăsăm blând și voilà! Noua mea paletă cu sclipici e gata! Trebuie să recunoașteți că asta e cea mai cool carcasă din lume! O să-mi ducă machiajul la un alt nivel! Wow, ce frumos! Strălucesc ca un glob disco! Ce noroc am să te am pe tine drept mentor, Barbie! E timpul pentru tuși! Astea îmi vor ușura munca! Rotește și șfiguiește! Wow! Nu mi s-a stricat machiajul! Sau așa am crezut! Cum de s-a întâmplat asta? Astea sunt inutile! Am ceva mult mai bun în minte! Acele de păr sunt multifuncționale, să știi! Trebuie să aplic tușul în capătul ăsta! O să fie mult mai practic decât dacă aș folosi o pensulă! Încercăm și vom vedea, bine? Vreau să obțin un look 8 de pisică! Acum și celălalt ochi? Wow, excelent! Dar nu pot să dau probă pentru rolul de femeia pisică dacă arăt ca Batman! Tatuajele pentru sprâncene ar trebui să rezolve problema asta! Un burețel umed e ideal pentru treaba asta! Trebuie să mă asigur că l-am udat bine! 1, 2, 3... Hai să dezlipim chestia asta! Abia aștept să-mi văd sprâncenele perfecte! Nu, 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 nu! Ups! Se pare că arată mai bine pe mână decât pe față! Sunt capitanul Jack Sparrow! În fine! Hai să o facem în modul obișnuit! O să-mi lipesc sprâncenele! Ce pot să spun? Mă implic total!
Cred că ăsta o să mă ajute. Totuși, sunt o persoană tare îndemânatică. Hă? Cine ar fi crezut? Se simte aiurea, dar suferă baba la frumusețe, nu-i așa? O să pieptăm firicerele în aceeași direcție cu o periuță. Am obținut sprâncene stufoase și perfecte. Hei! Ce urmează, păpușă Barbie? Buze, zici? Ura! Atunci am nevoie de asta. Hai să obținem niște buze cărnoase și numai bune de sărutat. Cause we are living in a material world and I am a material girl. Să știi că n-a durut deloc. Oh, dar tot am nevoie de o culoare intensă. Se fac tatuaje pentru orice în zilele noastre. Pe care? Pe ăsta. Gata. Să vedem cum arăt. Poftim? Sunt sigură că Marilyn Monroe avea o metodă mai bună. Aha, de asta am nevoie. Nu am nevoie de pai. Pa! Să fie un ruj roz aprins. O să-l aplic pe gura sticlei. Cred că ajunge. Nu, nu o să beau sucul încă. Dar mai întâi trebuie să mă hidratez. Nevoie de aceleași inimioare. Machiajul meu nu o să fie complet fără ele. Oh, sunt atât de norocoasă. Mi se împlinesc toate dorințele. Se potrivesc perfect cu restul feței. Și o fac și mai reușită. În sfârșit, machiajul meu e gata. Dar mai am multe de făcut. Cum ar fi să-mi aranjez părul? Un pic de culoare nu strică. Nu mă mai satur de roz. Deci să găsim vopseaua roz ca să obținem niște șuvițe ca vata de zahăr. Ce avem? Portocaliu de Garfield? Nu. Verde de Shrek? Nu. E goală! Stai puțin. Trebuie să le pun pe astea într-un bol cu apă caldă și să amestec. Amestec! Wow, culoarea perfectă! Acum trebuie să-mi înmoi vârfurile șuvițelor în ea. Ce cool! O să mă hipnotizeze! 1, 2, 3. Să vedem cum arată! Wow! Extraordinar! O să fac la fel cu tot părul. Wow, e atât de frumos! Mă pricep la asta. Dar stai! Lipsește ceva. Hei, merit și eu niște accesorii în păr. Cred că știu ce să fac. Diamantele sunt cele mai bune prietene ale unei fete. Să-mi așez modelul aici. Am obiectul perfect care o să-mi dea un pic de strălucire. Gadgetul ăsta chiar își merită banii. Să punem folia cu ștrasuri aici. Restul e super simplu. Sunt gata să shine bright like a diamond. Și ștampilăm. Mai multe, mai multe! Am nevoie de mai multe! Asta ar fi coafura pentru covorul roșu dacă aș fi actriță. Wow! Dragostea de sine e importantă? A? Poftim? Iu! Uite ce unghi am! Dezgustătoare! Trebuie să fac ceva în privința lor. O să aleg iar rozul. Fără răsturnări de situație aici. O să-mi acopăr masa cu un șervet de hârtie mai întâi. Nu vreau să supăr pe mama. E timpul să pulverizăm. Cred că e suficient. Sau poate că e mai mult decât suficient. E prea mult, cred. Trebuie să curăț excesul. Nu e nevoie de săpun sau acetonă. Apa e ok. Frecăm. Se curăță ușor. Dar se pare că durează ceva. Oricum, mama îmi zice mereu să mă spăl pe mâini măcar 20 de secunde. Dar am nevoie de o altă metodă pentru că s-a șters totul acum. Aha! Mănușile mamei pentru curățenie. Sunt fix ce-mi trebuie.
Ce bine că degetele sunt deja tăiate! De aceea mai am un singur lucru de făcut! Trebuie să-mi acopăr restul degetului cu scoci! În afară de unghii, normal! Acum pot să-mi pulverizez oja! O fac într-un mod liber, frate! Dacă știi trucul potrivit, e atât de simplu să obții niște unghii ca guma de mestecat! Gata! Wow! Rozul chiar te face fericită! Acum o să aștept să se usuce! A? Aoleu! Trebuie să rezolv treaba asta! Să diagnosticăm problema! Oh. Frecăm, frecăm, frecăm! 3, 2, 1... Stai puțin! Ce? Nu merge! Sunt tot păroasă ca un mamut! Aha! Soluția care nu doare! Trebuie să pun puțină spumă! Ah, am zis puțină? Scuze, voiam să zic multă! Zici că e barba lui Moș Crăciun! Acum să ne apucăm de ras! Abracadabra, să dispară părul! Smooth operator! Wow, simplu și rapid! Perfect! Spune-mi, Barbie, ce urmează? Hainele, într-adevăr! Acum stai aici și privește-mă când îmi finalizez transformarea! Frumoasa în roz! Salută pe noua mea versiune! Wow! Nici măcar eu nu mă recunosc! Come on, Barbie, let's go party! Mersi, vechea mea Barbie! Nu aș fi reușit fără tine! Lumina de selfie e sabia mea Jedi! Bună, lume! Vă prezint pe noua și îmbunătățita Ruby! Nu o să știe ce i-a lovit! Care este a 35-a cifra lui Pi? Oh, propriul meu Tom Holland! El sigur ar ști! Nu o să mă placă niciodată așa! Și l-am stors! Recunosc că a fost cam scârbos! Oricum, nu o să observe nimeni! Bună! Oh, vino aici, prostuțo! Du-mă pe drumul ăla vechi, căluțule! Oh, nu! Uitați-vă la ea! Ce n-a spus! Nu o să fiu niciodată populară în școala asta! Sunteți pregătiți pentru niște aerobic pe TikTok? Da, sunt originală! Efectiv, nu a mai făcut nimeni asta! Nu e corect! Oh, uită-te la tine! Hey! Nu e timp de TikTok-ul, Roxy! Întreaga mea lume s-a prăbușit! Oh, Luna, ce s-a întâmplat? Sunt urâtă! Am coșuri! Adăpostește-te, te rog! Luna, oh, am ceva pentru tine! Stai să-mi iau cutia magică! Ok, privește! Stai să văd ce am aici! Oh, ah, chestia asta ți se pare cunoscută? Oh, e exact ca fața mea! Încă un coș de stors, cât de palpitant! Dar nu le stoarce pe ale tale! Aha! Plasturii ăștia pentru coșuri sunt fix ce trebuie ca să-ți curezi fața acum! Pune-i pe zonele cu probleme! Unul pe nas, surioară! Aproape am terminat! Uimitor! 1, 2, 3! A expirat timpul! Hai să scoatem șmecheriile astea! Ținta a fost eliminată! Vezi? A? Poftim? Funcționează! Hai să scoatem pe ăsta! Și pe ăsta! Funcționează, nu-i așa? Wow! Nu pot să crez! Efectiv, îmi vine să zâmbesc! Oh, trebuie să facem ceva ca să obținem niște dinți albi! Asta e o soluție permanentă, sau nu? Ce zici de ăsta? Nu merită să facem așa mizerie. Aha! Cred că avem un câștigător! Gadgetul ăsta e exact ce trebuie pentru un zâmbet perfect! Ok, vine avionul! Vrea să aterizeze! Unde poate ateriza? Văd un loc bun! Are un gust ciudat și de ce face zgomotul ăsta dubios și de ce are o lumină albastră? Nu înțeleg! E gata? Ups! Scuze pentru mizerie! Sunt minunați! Mulțumesc! Ai păr! Unde? Oh, știu!
Ai noroc, Charlie Chaplin? Da, astea-ți vor fi de folos. Nu te mișca acum, e super important. Pot? Auci, doar nițel. Ok, am supraviețuit. E gata? Oh, nu! Oh, nu a funcționat! Hai să încercăm ceva diferit. Uită-te la brațele astea, micuțe. Vin să te prindă! Chiar funcționează, vezi? Firele de păr cad! Stai să încerc și eu! Luna, ce-ai făcut? O să rezolv eu problema! Gata! Zici că e o sprânceană reală! Oh, nu! E pădurea amazoniană acolo! Oh, iu, surioară! Trebuie să faci ceva în legătură cu asta! Stai liniștită! Asta e soluția pentru problemele noastre! O pornim la maxim! Acum punem minunățiile astea MOV aici! Tare! Acum hai să le vedem cum se topesc ca visul meu de a mă cupla cu Harry Styles! Cred că suntem gata de treabă! Da, e suficient! Îl băgăm acolo și pe ăsta. Acum, trage-le! Încercarea moarte n-are! Stai să încerc eu! O să-mi adun toate puterile! Stai! Hai să facem împreună, te rog! Ok! 1, 2, 3! Ce bine e! Putem să croșetăm un pulover din părul ăsta? Cam scârbos, da! Stai să-ți văd urechile! Prânzul meu îmi vine înapoi! Ce putem face? Da! Asta o să te ajute! Ce să fac cu aia? O să încerc, ok! Mi-e cam frică! Răsucește-o acum! Da, te descurci grozav! Oh, a mers! Hei, Roxy, vrei să vezi ce aur am găsit? Luna! Hai să-ți aranjăm părul! Scoate chestia asta! Nu mai ai nevoie de ea! Da, așa! Gata! Ciubaca? Vreau să văd! De ce se holbează așa la mine mapetul ăsta? Nu, astea mă vor ajuta! Nu folosesc chestia asta pe dinți, calmează-te! Urează-mi baftă! Aproape că am pierdut periuța asta! Nu merge! Stai liniștită, te ajut eu! Zici că e masaj, atât de relaxant! Cred că suntem gata! Wow, uimitor! Ura, radiezi! Uită-te la mine, am o mustață roz. Stai să adăugăm un strop de culoare. Bine, ce ai? Am chestiile astea. Super! Wow, semăn cu Harley Quinn, nu-i așa? Wow, mersi! Uimitor! Ce mai e în cutie? Poftim? Nu pricep, ce face chestia asta? Luna, stai să-ți arăt. E ca să-ți faci niște sprâncene perfecte. Stai să-ți arăt talentul meu artistic. Nu te mișca sau o să strici totul. Gata! Wow, ce sprâncene reușite! Lipsește ceva. Ești pregătită pentru o transformare a buzelor? Prinde! Kylie e mic copil pe lângă mine. Cred că l-am găsit pe Nemo. Eu sunt Nemo. A expirat timpul. Uită-te la buzele tale. Tipul de care îți place nu o să le poată rezista. Și un ultim retuș. Bum! Și mi-a plăcut. Ce drăguț. Da, pot să mai încerc ceva? Ok, cred că știu ce fac. O dungă aici și un U aici. Hei, Roxy! A venit mai devreme ziua îndrăgostiților! Mulțumesc! Ești prea drăguță! Și tu, scumpo! N-am terminat aici! Ia uite! Ce zici? Se poate și mai bine, draga mea!
Oh, hai să încercăm altceva. Aha. O să meargă perfect, crede-mă. Abia aștept să văd. Gata. E totul limpede. Perfect. Stai să văd, văd în 4K, nu-ți face griji. Wow. Luna, poftim? Hei, uite! Uite, e o mustață! Sunt tatăl tău, Roxy? Luna, ești așa amuzantă! Oh, wow! Am o variantă mai bună! Genele astea magnetice sunt tot ce-ți trebuie acum! Stai să scot chestia asta! Serios? Magnetice? Chestiile astea se atrag cum o să le atragi tu pe tipul ăla! Wow! Simte briza! Repede! Trebuie să fac ceva! Aha! Ăștia o să potolească furtuna! Poftim! Mersi! Prognoza nu zice asta! Acum ridică-te și hai să-ți alegem hainele! Ce ai? Le am pe astea! Boom! Ce se întâmplă? Nu! Nu-mi plac astea, scuze! Ia să vedem acum! Wow! Îmi plac astea! Arăți bine! Hai să facem un selfie! Mâinile sus! Ce sunt alea? Sunt vii? Poftim? Trebuie să facem ceva rapid! Sigur am ceva! E timpul pentru o mică sesiune de grădinărit! Vino aici, boschetel! Boschetel? Nu! Gata! Nu face asta, te rog! A dispărut tot? Wow, ce tare! Poftim? Am făcut un pulover nou din părul tău! Chiar miroase a transpirație! Ar putea să miroase mai bine! Vreau și eu un piercing! Luna, ești prea tânără pentru așa ceva! Dar... ia uite! Wow! Uite! Se pupă! Să trecem la subiect! Să le testăm! Zici că e un ecran pentru crearea unui personaj! Îmi place! Wow! Ești gata? Următorul pas! Un tatuaj! Dă-mi să văd, dă-mi să văd! Trebuie să dezlipesc chestia asta, nu? Ambele sunt super cool! Wow! Ce tatuaj frumos! Ești sora mea de tatuaj! Bum! Ce e ăla? E atât de moale! Vreau să fie și al meu așa! Am ceva pentru tine! Privește! Auci! Ce m-a lovit? Wow! E atât de moale! Uite cum dau din el! Șoldurile mele nu mint și nici eu nu o fac! Ești atât de popular acum! Sunt popular acum? Da! Și am un cadou pentru tine! Uimitor! Mulțumesc, surioară! Acum o să fie atât de populară la școală! Da, mă duc! Pa! O să aveți nevoie de suporturi pentru gât după ce o să vă tot suciți capul după mine? Nu sunteți pregătiți? Uită-te la tipul ăsta! Nu mă meriți! Au! Frățică! Ea e... Wow! Ok, stai să... E o farsă? Trebuie să facem ceva! Da, am găsit! Uite, Chloe! Wow, ce e asta? Wow, e așa distractiv! Perfect împotriva stresului! Wow! Câte vreme ești fericită, dragă! Să vedem ce am pentru acnea ta! Uite! Plasturi pentru coșuri! Hai să încercăm! Nu-ți face griji, surioară, rezolvăm imediat! Uite așa! Gândilă!
ultimul. Și gata! Acum trebuie doar să așteptăm. Nici o grijă, surioară, poșurile tale vor dispărea imediat. Vezi? A durat mai puțin de un minut. Hai să-i dăm jos. Funcționează ca prin magie. Wow! Vreau să-i dau jos pe toți. Oh, ce cool! Fața mea se simte mult mai bine. Wow! Uită-te la tine! Fața mea e așa curată! Grăzav, nu-i așa? Sunt așa fericită! Stai puțin! Voi căuta o cale să rezolv asta! Să rezolv ce? Nimic! Oh, uite! Hai să încercăm asta! Nu l-am folosit până acum! Întâi punem pasta de dinți, iar acum, uite, Chloe, zboară un avion! Da, chiar la tine în gură! Grăzav! Hai să-l pornim! Ruby, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Nu știu de ce mă simt mult mai bine! Ești așa frumoasă! Stai să mai încerc ceva! Păr distractiv! Haide, unde este? În sfârșit! Ruby, ajută-mă, te rog! Oh, frate, ce-ai făcut? Stai că te ajut! Chloe, de ce? Oh, Ruby, privește aici! Semăn cu ea? Privește și învață, dragă! Folosește astea! Wow! Buzele mele arată ciudat! Iar acum? Uite! O să funcționeze? Sigur că da! Acum privește aici! Buzele noastre arată mult mai bine acum! Wow! Arăt ca un model! Suntem așa frumoase! Ce e aia? Nu e așa că buzele mele sunt grozave? S-a întâmplat ceva, surioară? Trebuie să facem ceva în legătură cu asta! Hai să vedem ce găsim în cutia de înfrumusețare! Hai să luăm asta! Da, exact de asta avem nevoie! Acum... Dă-mi sufletul tău! Gata cu părul! Hei! De fapt, nu e așa rău cum credeam? Îți era frică, surioară? E ok! Hai să-ți reparăm sprâncenele! Wow! Funcționează! Gata! Da, asta e tot! Simplu, nu? Dăm chestia asta! E așa cool! Acum ce-ar fi dacă... și... Auci! Doare! Oh, nu! Cum s-a întâmplat asta? Rezolv eu! Stai așa! Știu că era pe aici pe undeva! Uite! Perfect! Nu-ți face griji, Chloe! Îți facem imediat sprâncenele perfecte! Nu te stresa în legătură cu asta! Oh! Mă sună cineva! Oh! Bună, Ruby! Bună! Ce mai faci? Sunt bine! Tu ce faci? Oricum, trebuie să închid. Bine, ne vedem mai târziu. Da, ne vedem mai târziu. Mulțumesc mult pentru ajutor, soro. Sprâncenele mele arată bine acum? Nu-ți face griji, rezolv eu. Dar trebuie să facem ceva cu părul tău. Să vedem. Mai întâi vom scoate astea. Părul meu! Chloe, nu te panica! Încerc să repar! Bine! Și trage, și trage, și... Ce n-ai? Aha! Ce s-a întâmplat? Wow! De ce porți o perucă? Nu știu! Și ochelarii sunt falși! Asta e! Ok! Tot ce mai rămâne e să adăugăm niște strasuri! Chiar îmi place chestia asta! Uite cum funcționează! Întâi luăm niște strasuri, acum închidem! Ia uită-te la asta! Wow! Ce cool! Îmi place că sunt strălucitoare! Clar! Și ultimele? Oh, wow! Arăt ca un diamant! Oh! Wow! Vreau să văd ce mai ai în cutia asta magică! Ca asta! Ce e asta? Arată așa drăguț! Nu! Așteaptă, Chloe!
Nu faci ce trebuie. Uite, lasă-mă să-ți arăt eu cum se face. Întâi trebuie să lipești genele de ploape. Ups. Sănătate. Gene stupide, dați-vă jos de pe fața mea. Oricum, vom folosi asta. Wow! Bine, surioară, sunt pregătită! Uite, întâi iei geana. Acum separi partea cu lipici. Uite așa. Ești așa isteață, Ruby. Mi-aș dori să mă pot machia ca tine. Oh, o simt pe ploapă. Și acum ce facem? Iar acum urmează partea cea mai bună. Ia uite. Mersi, surioară. Chloe, arăți așa de bine. Dar mai avem încă un pas. Oh, ce e ăsta? Ce e ăsta? Oh, e amuzant cum se învârte. Ruby? Ruby, mă auzi? Surioară? Nu contează, o să mă descurc singură. Așa funcționează, nu? Să punem puțin fond de ten pe chestia asta. Wow! Iar acum pe fața mea. Wow! Gâtile puțin, dar se simte drăguț. Am văzut că influencerii de pe Insta aplică mult fond de ten pe față. Sper că am făcut bine. Eu... Uite, acum pot să mă machiez. Chloe, o să repar eu. Wow, se simte mult mai ușor pe fața mea. Acum te vom machia. Ok, ce vom face acum? Să începem. Să luăm un burețel. Auci, auci. Mersi, burețel. Acum mascara. Bună, dragă, să vedem ce pot să fac. Grozav, perfect. Wow, sunt frumoasă. Mai rămâne să aplicăm rujul. Eu vreau să încerc singură. Miroase așa bine. Să începem. Cum arăt? Ok, hai să curățăm puțin. Uite așa. Da, mult mai bine. Așa. Cum să fac să-ți fie mai ușor? Oh, minunat. Privește și învață, dragă. Ăsta e un sfat de la cineva înțelept. Întâi pune niște ruși pe gura sticlei. Simplu, nu? Încearcă! Cum arăt acum? Mult mai bine! Arăți grozav, Chloe! Știu! Ești așa frumoasă! Încă ceva! Cred că era aici! Chloe! Epilat ultima dată? Niciodată? Ok. Ce să facem acum? E ceva distractiv? Chiar o să fie distractiv. Ce e chestia asta? Arată așa drăguț. Nu-ți face griji, surioară? O să afli curând. Hai să lipim bine. Și... gata! Wow, ce de păr! Asta a fost prima. Prima? Hai să încercăm cu asta. Asta ar trebui să nu doară. Haide, dăm piciorul. E foarte ușor. Întâi aplici spuma pe piele. Foarte simplu, vezi? Da? 1, 2, 3. Iei bățul și cureți tot. Uite așa. Curat și frumos. Wow! Da. Wow! Uită-te aici! Wow! Mersi, surioară! Și încă un pas. Privește și învață. 1, 2, gata! Acum e rândul tău. Wow! Ce cool! 1, 2, gata! 1, 2, gata! Gata, gata! Nu merge! Chloe! Ok, hai să încercăm altfel. Wow, sunt gata! Da! Am întârziat! Să mergem!
Arăți așa bine! Vino la petrecerea mea! Nu! Ce? Hei, uite-te aici! Am descoperit teleportarea! Suntem pe plajă! Suntem pe plajă! În sfârșit, puțină odihnă. Hei, doamnelor! Ce mai e acum? Bună! Deci, fetelor, e o petrecere astăzi. Oh, wow, cool! Dar nu vă primesc decât dacă curățați mizeria asta, ok? Probabil suntem cool dacă ne invitați, dar cum o să ne putem pregăti? Am niște ași în mânecă. Da, da! Soro, ești o inspirație, o să fac și eu asta. Auci, pulpariu că abia așteptai să faci asta. Eu sunt cea matură, așa că o să te ajut oricum. Uite, privește. Wow, mersi. O să fie o noapte lungă, așa că hai să ne odihnim puțin. Mă arde soarele. Nu vreau să ajung să arăt ca un homar la petrecere, așa că o să aplic cremă cu protecție solară. Aha, ar trebui să fie suficientă. Trebuie să aplic un strat gros. Să nu uit de față. Ce calmant! Acum pot să stau la fel de aproape de soare ca un astronaut și tot nu o să mă ard. 5 minute mai târziu. Asta numesc eu bronz sănătos. Ce? Nu! Cum s-a întâmplat asta? Ce-i cu atâta agitație? Privește și învață! Uite cum faci ca să nu arăți ca o roșie uriașă! Cum îndrăznești? Trebuie să folosești SPF 100! Oh, da? O să vezi pe SPF 100, domnișoară, știe tot! 30 de minute mai târziu! Vezi? Sunt o seiță a bronzului! Spune asta feței zâmbitoare! Ce ai făcut, friptură gătită mediu? Ce urât! Oh, nu! Ce o să mă fac? Aha, fond de ten! Întotdeauna mă salvează! Haide! Nu pot să cumpăr unul nou! Știu că mai e un pic rămas aici! Doar... haide! O să vezi imediat cine e șeful aici! Bine că am făcut cursul ăla de karate anul trecut! O să-mi vezi acum mișcarea specială! Haia! Și l-am pus la pământ! Wow! Nu mă oprește un flacon din căutarea frumuseții? Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Dar credeam că ăsta are acoperire mare! 5 ore până la petrecere! Stai, 5 ore? Oh, nu, trebuie să mă pregătesc repede! Vechea mea cutie de înfrumusețare, să vedem ce comori neprețuite conții! Wow, să începem cu tine! Ea deja se pregătește! Am și eu nevoie de cutia mea! Ce avem noi aici? Doar ăsta? Un săpun? Dar ce pot să fac cu ăsta? Ok, trebuie să fie bun de ceva. Ei bine, normal că voi începe prin a mă spăla pe față. Nu mă lăsa acum, săpunule. Trebuie să-mi acopăr părul mai întâi. Oh, hello Kitty! Vino la mama! Petrecere cu spumă! La naiba cu Hello Kitty, sunt la nivelul Catwoman! Au trecut ani de zile de când am spălat rufe! Se pare că ai meritat fiecare bănuț cheltuit, săpunul meu prețios! Sunt frumoasă! Sunt grațioasă! E timpul să spălăm ăsta! Wow! Se pare că e posibil să ai piele perfectă! Nu te mai lasă, dispar dragostea mea! Ce? Nu! Știu ce să fac! Am nevoie rapid de pastă de dinți! Ajută-mă, Obi-Wan Kenobi! Ești singura mea speranță! Sper că e suficientă! Cred că mai am nevoie de un tub! Sper să meargă, altfel viața mea e distrusă! Durează prea mult! Hai să vedem care o să fie soarta mea! Au dispărut? Se pare că nu o să fiu exilată în grupul tocilarilor până la urmă. Nu mai folosesc niciodată masca aia, șervețel. Perfect. 3 ore până la petrecere. Oh, nu! La o parte! Trebuie să mă grăbesc. Aha! Asta o să mă ajute să am bucle a la Zendaya. Trebuie să am grijă să nu-mi iard părul totuși. Vreau să arăt bine la petrecere, dar nu vreau păr în flăcări. Da! Oh, wow! Bine că m-am uitat la tutorial înainte. Acum hai să-l ondulăm pe tot. Wow! Știi ceva? De fapt, Zendaya nu se compară cu mine. E timpul pentru machiaj. Dispare exces de ulei și abracadabra. Wow, perfect!
Sunt gata să atrag toate privirile la petrecere. Oh, surioară, trebuia să aplici spray de fixare deasupra. Hai să te curățăm din nou. Hei, poate speli și prosopul ăsta cu săpunul ăla al tău. Acum învață niște trucuri de la maestrul Padawan. Arată, nu spune, nu-i așa? Acum așteptăm. Doar cu timp. Până nu-ți mai simți buzele sau le simți prea mult. Nu e nevoie de injecții în buze pentru a avea buze pline și senzuale. Apropo de asta, nu am terminat cu tine încă. Urmează partea cea mai tare, rujul. Wow, vreau să le încerc pe toate. Dar nu vrei să le curezi pe toate, crede-mă. Trucul ăsta cu mâna o să grăbească lucrurile. Ok, ce zici de ăsta? Are atât de multă strălucire și culoare. Să vedem. Nu, mă face să arăt ca un cadavru. Nu îți face griji, dragă. Am mai multe rujuri decât îți poți imagina. Uită-te aici. Să nu îndrăznești să le atingi dacă nu sunt și eu prezentă. Ai fost avertizată. Vrei să încercăm din nou? Poate ăsta? Nu. Cred că am găsit de data asta. Wow, da, da. Vreau să-l port pe ăsta. În sfârșit. Să sperăm că nu o să-ți alegi soțul la fel de greu ca rujul în viitor. Impecabil, poftim, vezi și singură. Wow, arăt ca o prințesă. Deci ce urmează? Îți trebuie o pereche de șosete pentru asta. Te rog, spune-mi că nu jefuim o bancă. Când ai spălat ultima dată astea? Nu te pierde în detalii. Privește și învață, dragă. Vezi? Bucle perfecte! Procesez, procesez... Ok, mă las în voia sorții. De ce nu merge niciodată la mine? De ce trebuie să muncesc pentru tot? Parcă universul e împotriva mea. Oricum, nu am ce să fac, cred. Parcă împachetez cadouri. Exact. 5 minute mai târziu. Pregătește-te să fii uimită. Ce părere ai? Wow, arăți ca o vedetă rock. E rândul meu, rândul meu. Dar ceva nu e în regulă. E universul, îți spun eu. Primesc un apel urgent. Trebuie să plec. Trebuie să te ocup singură de tine, surioară. Te susțin, pa. A plecat. Oricum nu am nevoie de ea. Am YouTube. Hei, prieten, bun venit în noul meu clip. O să îmi machiez păpușa. Wow, e sinistru. Bună, superbitate! Vrei să conduci lumea cu ajutorul înfățișării tale? Atunci urmărește-mi tutorialul și rupe tot! E prea mult! Nu vreau să conduc lumea! Vreau doar să fiu cea mai tare la petrecere! Bună tuturor! Trebuie să mergeți la o petrecere? Atunci am machiajul perfect pentru voi! E distractiv, e elegant și colorat! Wow! În sfârșit ceva pe gustul meu! Arată exact ca ceea ce aveam eu în minte! Am nevoie de paleta asta de farduri! Sora mea nu o să se supere! Zici că e praf de zâne! Hocus pocus! O să fac iluminatorul perfect! Wow! E hipnotizant! Încă un pas și sunt gata! Ruby, ești gata? Cine ești și ce ai făcut cu sora mea? Ce vrei să spui? Nu se poate să fie așa de rău? Oh, ba se poate! O să întârziem dacă stăm să-ți curez fața de clown. Și Joker se descurcă mai bine decât tine. Ok, ok, nu plânge, rezolv eu asta. Pentru asta sunt surorile. Oh, surioară, ești cea mai tare. Parcă sunt cenușăreasa și tu e zâna mea bună cu puteri magice. Sunt gata acum? Mai avem un singur lucru de făcut. Yay, hai să alegem cele mai frumoase rochii. Nu te mișca, nu vreau să-ți strici din nou machiajul. Și gata. Wow, Rachel, e uimitor. Mă simt de parcă aș putea merge la ceremonia premiilor Oscar acum. E rândul meu acum, nu durează mult. Sunt gata! Wow! Ne potrivim! Să înceapă petrecerea! Un pariu că vom fi cele mai frumoase fete de la petrecere! Uită-te la ele! Fetelor, nu cumva sunteți prea îmbrăcate pentru o petrecere în pijamale? Ce? E o petrecere în pijamale? Ups! Nu mă așteptam la asta. Cred că mai bine plecăm. Scuze de deranj, fetelor. Hei, stai puțin. Hai să le primim, nu vreau să fiu nașpa. Ok, haideți. Veniți, haideți, haideți, vă rog. Wow, mersi, sunteți drăguți. Desigur, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Mai avem.